This is where the chapter ends. A new one now begins. Doamna Felicia, bună ziua și bine v-am găsit. Noi suntem de la compania Folk Surprize și am venit să vă bucurăm această zi frumoasă, că sunteți o măgeață astăzi, așa? Așa, și în primul rând vreau să vă mână acest buchet colorat, așa, pentru dumneavoastră. Torta pentru masa de sărbătoare ca să vă încurcească viața dumneavoastră bogată. Și șampania ca să serviți în cinstea sănătății dumneavoastră. Acum am înțeles, cred că a spus că să înțelegi de unde vine această surpriză, dacă îmi spuneți și nouă. Da, de la Finic la Cehia, Mariana și Costică. Exact, este din partea lor, care mai aveți și un mesaj de felicitare care m-a rugat să-l recit pentru dumneavoastră. Dragă nașă, astăzi, în această deosebită zi, nu suntem alături, dar nici nu te-am uitat. Îți dorim sănătate, să fii fericită, dar și să faci fericiți pe alții, să fii iubită, dar și să răspândești iubirea celor din jur, determinate, practică, spirituală, generoasă, inteligente, senzuală, întotdeauna calmă. Așa îți dorim să te simți. Lasă-te cuprinsă de fericire și bucurii. Iartă, zâmbește, iubește. La mulți ani, cu drag, Fini Constantin și Mariana. Mulțumim, Iosif. Dar dacă aveți posibilitatea și dumneavoastră să-i transmiteți un mic mesaj. Da, eu le mulțumesc din toată inima pentru gestul care l-au făcut și le doresc lui eu, la rândul lor, sănătate și tot bine din, tot bine din lume. Și dumneavoastră, la fel, vă mulțumesc. Mersi frumos. And now the pages turn, the stories we will write. We have had the time of our